Acum. Povestea mea este că am lăsat o casă care am făcut-o copiilor mei și acum am ajuns să stau cu chirie. Vorba aia că nu mă descurc cu 9 milioane salariul meu și cu 8 al soției. Câți copii aveți? Păi 2 ai mei și cu 3, 5. 5 copii ca să le dai, mai stă și pe la mine. Ce spune mă, mă? N-ai pensie alimentară să le plătești, dar măcar să le dai acolo. Să... Și în ce? Mi s-a rupt sufletul. Eu am făcut 3 preinfarct. M-a luat smurgul de aici, iar de la fabrică. Și lucrez, intru la 6 și am ieșit azi dimineața la 9:30, 10. Și noaptea aveți altă servici? Numai de noapte lucrez. Ziua vin, ce să, doar 2 ore, nu poți dărăște aici. 2-3 ore, restul sunt cate. Nu, nu am cum, părinte, nu am ce să mai... Și sursă de unde? Soția, că să ai ceartă, ai ceartă. Că nu mai am puterea să mai iau iar mașină de spălat, că le-am lăsat lor, dincolo, în sălaj. Să iau o mașină de spălat, la mâna a doua. N-am putere, nu. Acum am oprit 6 milioane să dau avansul pentru câte abia ne-am mutat și noi. Cu femeia aceea. La chirie aici. Da, da. 6 și cu 6, 12 milioane. Ce să mănânci de sărbători, ce să... Stai, om, vedea ce o faci. Să fiți sănătoși și să aveți sărbători frumoase. Să mă țină Dumnezeu pe picioare, ca să am putere să le ofer câte cât ce să... Și noi am fost 13 frați, dar n-au fost vremurile cum... Asta a fost să întâmple. După 18 ani de căsnicie să te trezești să fii dat afară. Asta e, ne-am despărțit legal. Ce să facem? Asta e viața, mergem înainte. Copiii n-au nicio vină.